Tragedie cumplită pentru o familie din Moldova. Fiul lor de doar 21 de ani a fost ucis cu cruzime într-o localitate din Germania, unde era plecat la muncă. Suspectul este un alt moldovean de 25 de ani. Atât victima cât și bănuitul sunt originari din raionul Nisporeni. Presa germană scrie că corpul neînsuflețit al tânărului a fost depistat într-un apartament în data de 16 decembrie, în jurul orei 3 și 15 minute. La moment se cunoaște că suspectul, victima și încă o persoană locuiau împreună în acel apartament și lucrau toți trei ca șoferi la o firmă de curierat. Inițial a fost reținut colegul de camera a suspectului, fiind bănuit de omor, iar tânărul de 25 de ani ar fi încercat să fugă. Ajuns aproape de granița cu Austria, suspectul a decis totuși să se predea singur la poliție. La moment, el se află în arest, iar bănuitul inițial a fost eliberat. Conform datelor oferite la adresa redacției noastre de către o persoană care a solicitat să-i păstrăm anonimatul cauza conflictului, ar fi fost o dispută legată de bani. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Daniel Vode, a declarat că secția consulară a Republicii Moldova la Berlin a fost sesizată despre crimă. Autoritățile de la noi țin legătura cu poliția din Germania, dar și cu rudele decedatului.